Colegi, un minut. Bună dimineața, stimați colegi! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți bine cu toată lumea? Propun să începem. În primul rând vreau să mă adresez către toți locuitorii municipiului Chișinău, în toate sectoarele în această perioadă, cât în suburbii. Sunt sute de proiecte de infrastructură pe care le realizăm. Zeci dintre aceste proiecte de infrastructură sunt proiecte foarte mari. Drumuri mari, aducte mari, trotuare mari și tot așa mai departe. Deci proiecte foarte voluminoase, de diferit tip. Am văzut diferite mesaje, apeluri, precum că sunt create incomodități de diferit ordin, fie că de trafic, fie că de alt tip. Dar, așa cum ziceam, pentru asta sunt în primul rând lunile de vară, mai ales ce ține de reparația drumurilor și trotuarelor. Și după cum știți, niciun drum nu poate fi reparat fără intervenția muncitorilor, fără intervenții în teren nemijlocit. Deși, probabil, toți observăm că se lucrează de luni până sâmbătă, diferite procese tehnice pe care le putem realiza, le facem și pe timp de noapte, pentru că ne-a întrebat multă lume de ce nu muncim pe timp de noapte. Muncim și pe timp de noapte. În același timp am auzit că unii mai spun că de ce am început reparația la toate străzile pe care le reparăm odată. Repet, toate necesită a fi reparate. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să în continuare schimbate în municipiul Chișinău. Dacă le-am fi reparat pe rând, probabil că ne lua 100 de ani să intervenim. Este complicat, dar astfel vom reuși să facem împreună un efort pentru a schimba lucrurile și de asta solicit în primul rând înțelegerea, toleranța, dar și ajutorul dumneavoastră în mijlocit. Chiar ne străduim să realizăm lucrurile în termen. Muncitorii fac tot posibil să muncească cât mai operativ, mai ales cum în situația străzii Ciuflea, era necesar de a fi schimbate acele rețele subterane pe care le-ați văzut cu toții. Proiectele mari, cum sunt Tighina, 31 august, Alexandru cel Bun, au un termen de executare conform contractului până în vara anului 2023, adică vara anului 2023, pentru că la fel ne întreabă foarte multe lume în privat pe rețele de socializare, pe eu-chișinău.md, despre termenul de realizare a acestor lucrări. Termenul este vara anului 2023, dar în același context vreau să vă anunț că se muncește cât se poate de rapid, dar și nu în detrimentul calității în această privință. Străzi precum sunt cele menționate anterior, la fel Calea Ieșilor, Cuza Vodă, Bulevardul Renașterii, Dacia, dar și multe altele care se repară. La fel, se fac pe etape, conform tehnologiilor. Aici avem o abordare distinctă de ceea ce am avut până acum în municipiul Chișinău, atâta timp cât nu putem interveni integral, vom interveni cu diferite tehnologii care ne permit menținerea stratului asfaltic pe de parte și reînnoirea lui,
Asta nu înseamnă că este reparație capitală a străzii, pentru că ne-au mai întrebat oamenii. Această tehnologie pe care o aplicăm inclusiv la Resil după tratamentul diferitor deci porțiune și segmente de drum, ne permit să asigurăm longevitatea acestui drum și un standard cât de cât de a fi practicat. Astăzi sunt, repet, 10 de proiecte în fiecare sector și ne întreabă lumea de ce cele mai multe sunt pe reparația străzilor și trotuarelor. Unii spun de ce trotuare, pentru că era imposibil să mergi pe aceste străzi, era imposibil să mergi pe aceste trotuare. Și mai avem foarte mult de lucru, mă refer aici în primul rând la cei care sunt cu deficiență de mers sau persoanele care au copii în cărucioare sau persoanele în etate sau în general toată lumea care merge pe trotuare și avem foarte, foarte, foarte multă lume acum care practică acest lucru. Anterior era imposibil să mergi pe aceste străzi, nu mai zic și de nuanțe de transport alternativ care preferă trotuarul carosabil, deși iarăși aici sunt foarte multe întrebări la care lucrăm în continuare. Acum când mergi pe trotuarele reabilitate, de exemplu, Pușkin, Bodoni, pe Moscova, pe Mircea cel Bătrână, pe Bernardațe, Șusev, Burebista, Sarmisegituza, dar și multe, multe altele care au fost reparate, mulți mai rup gâtul la propriu. Și avem multe altele la care în curând vom începe reparația. Azi se lucrează la Cuza Vodă, Dacia, Kiev, Mircea cel Bătrân, Calea Ieșilor, Corolenco, Deleanu, Sădăveanu și multe altele. De asta rugăm în continuare toleranță din partea tuturor celor care într-un fel sau altul se simt în lipsă de confort temporar, dar nu putem să intervenim fără ca să săpăm, fără ca să schimbăm, fără ca să intervenim în aceste zone. Curând începe reparația pe Bulevardul Renașterii, pe strada Ciocare și multe trotuare care nu mai pot fi numite trotuare chiar în centrul capitalei, care au fost distruse total. Facem accese către instituțiile de învățământ, reparăm astăzi încă 5 subterane și acolo sunt incomodități. 10 deja au fost reabilitate, așa cum am spus, obiectivul este ca să facem tot posibil până la sfârșitul mandatului să reabilităm toate subteranele din oraș. Amintesc, niciuna practic n-a fost reabilitată timp de 30 de ani. Lucrăm la crearea parcărilor și multe alte proiecte de infrastructură și toate acestea sunt începute după lungi etape de proiectare, de avizare, de consultare, de dezbateri, de aprobare de buget, licitații, contestații, blocaje din partea unor organe, abilitate la nivel central și, în final, pornirea unui proiect în cazul unui aviz pozitiv. Este o muncă chiar enormă, în spatele cărora stau multe echipe diferite de specialiști, de oameni care fac tot posibil ca să mișcăm lucrurile în acest oraș. Și da, eu cred că se poate și după acest principiu m-am condus mereu. Și după acest principiu dezvoltăm proiecte împreună cu echipa din municipiu, împreună cu fiecare locuitor al municipiului Chișinău, inclusiv cu cei care ne critică. Și echipă, așa cum spuneam, vreau să fim împreună cu toată lumea. Și acolo unde nu este bine, suntem gata să intervenim, suntem gata să aplicăm urechea, să ne facem datorie cât se poate de bine. Încerc să răspund la toate problemele care sunt transmise, inclusiv în privat. Dar prefer și vă rog să fie transmise aceste solicitări pe cale oficială, pe eu.chisinau.md sau pe profilurile direcțiilor subdiviziunilor primării. Ceea ce vreau să spun și am repetat asta, nu îmi este frică să recunosc și să-mi asum acolo unde ceva nu merge. Și sunt gata să ascult și să schimbăm spre bine aceste lucruri.
Repet, nu îmi este frică să recunosc și să-mi asum acolo unde ceva nu merge. Este un proces continuu, este vorba despre oameni, este vorba și despre erori, inclusiv în procesul de planificare, inclusiv în procesul de implementare. Dar este important să intervenim la timp, să vedem deficiențele, să fie comunicate aceste deficiențe dacă ele există și să le reparăm. Și repet, de unul singur nu pot supune acest card în loc, iar împreună și doar împreună putem să mergem pe calea dezvoltării. În continuare vreau să anunț câteva lucruri. Ceea ce e posibil le este rușine și celor de la guvernare să anunțe. Judecătoria Râșcani a decis după un ping-pong a cazului cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie în transportul public din Chișinău. De la o instanță la alta, dacă vă aduceți aminte, era un voleibol întreg în această privință. A fost aruncat acest caz de la o instituție la alta și mulțumesc organelor de drept că au fost corecți în luarea deciziei pe final. Într-un final a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea reclamantului, cancelarea de stat privind suspendarea executării dispoziției cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie în transportul public. Și se spune că toate sunt făcute conform legii. Deci, până la urmă, ca să fie foarte clar, instanța de judecată, așa cum am menționat, nici nu avea cum să dea în aceste condiții, chiar dacă au avut presiuni și știm foarte clar cine a sunat, de câte ori a sunat, cui a sunat, ca să anuleze ceea ce a luat ca și decizie Primăria Municipiului Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău. Și eu foarte mult sper că în continuare instanțele de judecată nu se vor lăsa apresate de această gașcă de incompetenți și această gașcă de ipocriți care luptă pentru dreptate în ghilimele. După ce au scumpit totul de 6, de 5 ori, de 4 ori și mai mult decât atât încalcă procedurile și obligă și pe cei din la organele de drept, instanțele de judecată, să încalce aceste proceduri. Din câte știu, i-au dat peste urechi celui care este la Cancelarea de Stat și l-au pus cei de la PAS în continuare să facă tot posibilul, prin toate mijloacele, prin toate pârghiile, ca să conteste, dacă nu astăzi, un pic mai târziu, peste 2 luni, peste 3 luni, dar cel mai bine înainte campaniei electorale, ca să aibă o decizie și vreau presa să fixeze acest moment. Deci, se insistă, a luat foarte tare peste urechi șeful Cancelarii de Stat și se insistă și i s-a spus că practic va fi demis din funcție dacă nu găsește o soluție cum să anuleze decizia privind politica tarifară a Consiliului Municipal Chișinău și a Primăriei Municipiului Chișinău. Ideal, în percepția lor, ar fi să fie făcut asta în lunile iulie-august anul viitor, prin intermediul instanțelor de judecată, pe care consideră ei că le vor controla în continuare. Nu încercez să spun că tot ce fac cei de la guvernare în adresa primăriei Chișinău este ardoarea cu care își doresc să tape pe puterea capitală acestui cetățeni. După 2 ani de președinție, deci exact 2 ani de președinție, și 1 an de guvern, de nefăcut nimic și sărăcind țara din unul în altul, astăzi am ascultat rapoartele astea sterile de dimineață, deci îți pui mâinile în cap, oamenii ăștia trăiesc în cosmos, oamenii ăștia trăiesc absolut în altă dimensiune. Și ce vor acum? Vor ca incompetența lor și nefăcută nimic să se răspândească și în capital. În acest sens și concret, în acest caz, a fost o ingerință, dacă vorbim despre decizia Cancelarii de Stat, în treburile administrației publice locale, creând un precedent grav pentru toate primăriile. Pentru toate primăriile, și am zis că am ajuns și la Consiliul Europei și la Delegația Uniunii Europene și la multe alte structuri internaționale, la Congresul Autorităților Locale, a fost și poziția Congresului Autorităților Locale și Regionale din Republica Moldova, vis-a-vis de acest caz. Guvernul continuă să se amestece și să se implice în activitatea autorităților locale, sfidând grav independența și autonomia acestora. În alte cazuri, cei de la guvernare și în această săptămână vom reveni la acest subiect, fac tot posibilul ca să blocheze anumite proiecte, cum este reparația curentă a Parcului Catedralei și probabil că în scurt timp vom ieși cu panouri publicitare mari,
care să spunem. Acest proiect este blocat de guvern. Aici sursele financiare n-au fost alocate sau au fost blocate de către guvern. Că oamenii să știe. Oamenii întreabă de ce sunt borți acolo sau acolo, sau de ce la stație de curare încă nu se mișcă lucruri, sau ceva legat de managementul deșeurilor. Vreau ca toată lumea să știe că există un guvern care nu face nimic la nivelul țară și care vrea să nu facă nimic și să blocheze ceea ce facem noi în capitală. Și vreau să vă spun că nu mi se întâmplă doar mie ca primar sau nouă ca primării, se întâmplă la nivel de țară în foarte multe zone, acolo unde nu sunt primarii care să-i pupe în pe acești bravi exponenți ai neamului. Au făcut un comitet acolo pentru integrare europeană, chemat primar, și au chemat o primar care, stimați colegi, vă rog frumos să fiți în rând cu toată lumea, nu mai scărpinați această guvernare, că e clar că nu mai poate face nimic, toată lumea e divină, numai nu ei. Și mai mult decât atât vreau să vă spun, au umplut preturile, direcțiile și întreprinderile cu tot felul de scrisori. Dacă vă aduceți aminte, și am instalat niște corturi acolo, deci vă aduceți aminte un an în urmă în campanie electorală, tot așa am dat prin toată țara cu corturi, cu... Mai că îți părea că e icoana icoanelor, ceea ce vedeam noi. Pe de o parte, pe de altă parte, oamenii vă spuneau ceea ce vreți să auziți. Iată acum ies în corturi în municipiul Chișinău, privând municipiul Chișinău de sute de milioane de lei și promit oamenilor tot felul de bazaconii pe care ei le născucesc sau lucruri pe care oamenii le doresc și trimit spre executare primării municipiului. N-am cuvinte. Deci după ce n-au făcut nimic la nivel de țară, din ceea ce au promis, sărăcin, s-au apucat de ieșit prin capitală, tot felul de ăștia oameni buni, și promit și ne trimit nouă scrisoare. Eu vă rog foarte mult, colegi, așa cum am convenit, o scrisoare, un răspuns identica, să nu ne chipuim, că ei acolo pun ștapile. Deci, o scrisoare răspuns, începând cu Maia Sandu, doamna prim-ministru, domnul președinte a Parlamentului, cel care îmbă cu 15 bodyguard și l-a scaldat la bazin, am înțeles că la universitate, unde nu se permite la alții când el intră măria sa în apă, să nu fie prin preajmă. 15 bodyguard trebuie neapărat să-i țină, cum se numește, să... lastele, sau ce e. Deci, toți deputații și toți cei care îmi transmit aceste scrisoare, când îi dau banii pentru datoriile pe care le-au față de Chișinău, ne putem să realizăm lucrurile lor. Și vă rog să fie o scrisoare identică pentru preturi, pentru direcții, și pentru primării. Nu avem când noi ne ocupa de birocrație pentru tot felul de papagali la pas. Între timp, se laudă că au dat bani pe la suburbii pentru proiect. Tare bravă guvernarea asta, de vremuri bune, la pătrat, la cub. Super bravă. Doar că au uitat să menționeze că au luat bani de aici, din proiectele pe care trebuie să le facă pentru municipii. De exemplu, proiectul care așa și nu mai are loc, de 100 de milioane, de diminuarea Namoului, care trebuia să fie și era deja contractul semnat la Fondul Ecologic Național. Deci erau proiecte pornite, schițe de proiect, proiecte realizate la unele din banii municipali, alte proiecte deja sunt începute, la fel cu bani externi sau municipali. Repet, uite, că, mașinăria asta, ferma asta de trolipas, 87 de milioane pentru suburbiile care aveau proiectele pregătite în sumă peste... pentru 3 ani. Într-un an este cam 29 de milioane lei, comparativ cu 536 de milioane pe care primăria a investit în suburbii în 3 ani de zile. Nu facem aici comparația. Ați fi putut da mai mult. Și inginere, ați fi putut aloca mai mult pentru toate localitățile. 898 de localități au meritat doar 970 de milioane de lei pentru proiecte pentru 3 ani
de zile. Unde este culmea absurdului? Și, repet, ca nu și iară o să se trezească tot felul de papagali de la pas să-mi spună că fac politic la ședința operativă. Nu, oameni buni, în ghilimele. Asta vizează nemijlocitul Chișinău și activitățile din Chișinău. Ceea ce nu ați spus și ați votat voi guvernarea și nu se înțeleagă nimeni. Este suma de exemplu. Și o să continuăm cu astfel de exemplu. De 170 de milioane de lei pentru un sediu nou a ambasadei Republicii Moldova din Franța. Repet, 170 de milioane de lei votate de către guvern pentru un sediu nou a ambasadei din Franța. Întrebare. Aceea veche nu este bună? Oare nu suntem pe timp de criză acum decât să dăm bani din bugetul țării, tocmai 170 de milioane lei pentru un nou sediu al ambasadei din Franța? Adică, guvernul galben ne tot îndeamnă să economisim gazul, să stingem lumina pe străzi după o oră anumită sau în general să stingem lumina. Vă rugăm să faceți o analiză cum se va pune în practică toată istoria asta. Să trimitem copiii să învețe la distanță, pentru că e criză și că e vinovat contextul internațional. Atenție, ei propun să trimit copiii să învețe la distanță, să, ca un scenariu, ca să nu încălzească școli și grădinițe. Deci voi veți încălzi acasă spațiile și voi veți plăti. Nu va plăti guvernul, dar plătește cetățeanul. Adică încă o dată mai fură banii pentru incompetența pe care au negociat-o dominatorul și tot așa mai departe. Toate aceste, mă scuzați de expresii, persoane cu Oscar la incompetență. Deci, tot guvernul galben găsește 170 de milioane pentru a cumpăra un sediu nou a ambasadei noastre din Paris. Atenție, nu e vorba de banii din bugetul planificat pentru 2022, dar despre rectificarea din mai a bugetului. Deci ei au nevoie de stare de urgență pentru astfel de prostii pe care le fac de dimineață până seara. Avem criză, nu avem bani cu cine încălzi, dar guvernul galben scumpește prin buzunare, scormonește pe acolo și găsește bani pentru moftul cuiva. Nu știu. Asta sunt cam două proiecte, cum este stația de epurare care funcționează pentru tot Chișinău, unde este jumătate din populație. Încă o dată, deci ambasada, de care nu este nevoie stringent, urgent, 170 de milioane, și o stație de purare în care ne-au privat de 100 de milioane. Încă o paralelă, foarte simplă, ca să vedeți cât de proastă este această guvernare nocivă, incompetentă și, cum spun copiii mei câteodată despre alte lucruri, aiurită. Deci primăria Chișinău a alocat 170 de milioane lei pentru lucrările de reparație și dotare instituțiilor municipale de învățământ general în 2022. În foarte multe instituții. Deci, repet, pentru toate instituții. Acele școli și grădinițe pe care tot guvernarea galben vrea să le închidă și să trimită copiii la distanță să învețe pentru că ne avertizează ei că vom avea o iarnă grea. Și așa, pe spatele copiilor, își propun să facă economii. Copiii și așa au stat acasă 2 ani de zile, au învățat în fața computerului și voi din nou vreți să închideți școlile. Universitățile tac, deja, și au ajuns fără de hal. S-au apăcat oamenii. Atenție! Deci, ca să înțelegem că ne-au de proști o țară întreagă. Deci, iese un, nu știu dacă am cuvinte cenzurate, ministru și spune că noi avem alternativă. Desalcie. O să plantăm 100 de hectare de salcie. Deci, am impresia că toată lumea care privește, pur și simplu, se simte prostită. Deci cum să ții de proști o țară întreagă? El caută pământ unde se planteze ca să avem alternativă la gaz. Poftim, curățați stadionul Republican, acolo sunt 17 sau câte hectare. Puneți acolo, mai puneți în alte părți. E de plâns și de râs. Să fi fost asta un an în urmă, dădeau foc pe rup acelei guvernări. Ei ne cau nistru toată ferma de troli pas păscută de unii președinți de comisii din Parlament, dar și de organele de drept. Tot felul de blogherași și caricaturiști la comandă din țară și de peste hotare ar fi făcut spumă la gură și mai mult atât, decât atât, desene, caricaturi și colaje, mai mult decât toți pictorii din epoca Renașterii. Tot pe timp de criză, compania Teleradio Moldova, unde este un acealnic acolo,
și de unde au fost dați masiv oamenii afară și au rămas fără muncă datorită oamenilor buni de la guvernare. Pe timp de criză au aprobat pentru anul 2022 la Teleradio Moldova circa 138 de milioane. 138 de milioane, asta, fiți atenți, pentru că am făcut niște buclete pentru diferite evenimente în cadrul proiectului de transparență decizională și arătăm cât costă unele lucruri, altele lucruri, invităm oameni. Și avem poliția să ne caute. Mamă dragă, tu îți dai seama. Deoarece ei fac propagandă cu 138 de milioane, pe lângă toate televiziunile aservite. Să aude vocea oamenilor buni de la guvernare cât de bine trăim. Deci, ar fi niște prostești, este vechi zical. Dacă te prostești de multe ori pe zi, la un moment dat începi să crezi. Salariul oamenilor de acolo, care muncesc, nu a fost majorat. Iar tehnica nouă, nu știu și nu am mai auzit. Cam așa sunt împărțite prioritățile de finanțare a celor de la guvernare pe timp de criză. Și ei public nu vorbesc despre asta. Ei vor să disalci, doamna director de la spații viață. Vedeți, poate putem să dici noi pe undeva niște salci pentru spânul și pentru restul. Și cum sunt repartizați acești bani? Bugetul aprobat la nivel național nici nu a fost discutat cu nimeni. Public nu a fost nicăieri. Asta e o guvernare care pretinde a fi democratică, pro-europeană, transparentă. O guvernare plină de ipocriți și incompetenți. Cam așa și trăim. Un alt subiect despre care mi-au spus colegii și prietenii mei care trăiesc în Italia, în Portugalia, în Marea Britanie, public nu se discută nici mai recent, nici despre alertele cu bombă care au loc în fiecare zi. Ele sunt, dar nimeni nu mai anunță și pot să vă spun de ce. Recent a fost un offline a Maia Sandu cu jurnaliștii și tot acolo au rugat jurnaliștii, așa cum în criza refugiaților a fost la început, ca să nu se mai scrie nimic despre aceste alerte cu bombă și ele vor dispărea. Exact ca și în cazul doamnei Gavriliță, că dacă ne așteptăm ca prețurile să crească, ele o să crească. Aici, dacă ne așteptăm sau nu vorbim public despre alertele cu bombă, atunci ele vor dispărea. Vreau să vă spun un singur lucru. Eu mi-aduc aminte cu un Dita Mai, načelnic din Parlament de la PAS și Ministerul de Interne, a spus că au prins un narcoman, după care au prins o persoană care în exterior. Adică ei au identificat, au soluționat întrebarea. Dar oamenii care ajung la aeroport sunt blocați, sunt foarte multe persoane care au plecat la ora 3, la ora 4, la ora 2 din noapte, trebuiau să plece din Chișinău și au stat până la ora 7, 8, 10 dimineața acolo. Și nimeni nimic nu le explică. Nimeni în două luni de zile nu a comunicat nimic. Oamenii sunt bulversați și este dat peste cap programul pentru mulți din cei care vin sau pleacă. Vreau să vă spun că foarte mulți aleg să plece prin București sau să plece prin Iași ca să nu mai aibă aceste pierderi de bilete, pierderi de bani, pierderi de nervi, pe care nimeni nu le compensează. Tot în acel offline, unul din consilierii Maia Sandu, care este reprezentantul societății civile, așa numite, și a presii, așa, libere și independente, a zis să nu scrie nimic despre primarul Ion Ceban, dar și despre cei care, activează în primărie. Și vedem că lucrurile astea se implementează pentru că am avut o săptămână în care am avut diferite activități. Chiar ieri am avut activități în care am participat și au fost camere de luat vedere și tot s-au perindat pe acolo, au făcut reportaj ca până în instanță finală să dea în așa fel pe post că primăria nu există. Adică primăria este organizatora evenimentului și primăria nu există acolo. De ce? Pentru că așa vrea Maia Sandu. În fine, noi nu facem pentru Maia Sandu și pentru... Dar vreau să se cunoască însăși ipocrizia acestor tovarăși. Salut, Valeriu și mulți alții. Să vă fie de bine. Ce s-a mai făcut acolo la offline? V-au prezentat rezultatele sondajelor făcute recent? Da, în sondajele făcute recent, sunt sondajele comandate de către PAS. Este un dezastru pentru PAS la nivel de Chișinău și este un dezastru pentru PAS la nivel de țară. Și asta îngrijorează PAS și cei care au avut încredere în PAS
De asta oamenii ăștia sunt porniți foarte rău, previn, au tot felul de scenarii pe care le dezvoltă. S-au interesat încă o dată de orarul paznicilor de aici, la primării, funcționarea camerelor de luat vederi, cine sunt polițiștii de la pază, așa că în momentele când vin cu alertele cu bombă, să poată să instaleze, să dezinstaleze tot de ce au nevoie. V-am zis, ușurile sunt deschise, veniți și instalați în prezența noastră și nu vă deranjați. Dar sunt unele scenarii pe care cred eu că trebuie să le cunosc oamenii, deci în pofida tuturor lucrurilor pe care nu le pot furniza ca și rezultate și ținând cont de faptul că alții muncesc, cum este primăria Chișinău, și au rezultate și muncesc tot pe timp de război, pe timp de criză energetică generată de ei, în criză pandemică, gestionând criza refugiaților în continuare și furnizând rezultate. Deci au o problemă, au o problemă și au două găști acolo pe intern. Una le spune că se intervină dur cu tot, cu mascați, cu tot felul de cosmonauți de ăștia în scafandre, să vină să umple primăria aici, să discrediteze, ca din urmă să vină toată presa pasului sau afiliată pasului despre care nu au. Ia să vă uitați la știri, la știri vedeți numai despre vremuri bune, dar când te duci la farmacie și începi a cumpăra ceva, nu se întâmplă. Și este cealaltă gașcă care zice că nu trebuie să interveniți, că astfel poate crește ratingul primăriei și mai mult. Voi vă clarificați între voi, noi vă așteptăm cu scafandru sau fără scafandru, doar că vreau ca lumea să cunoască că astfel de scenarii, sub tu din deget tot felul de prostii pe care după asta, așa cum le-am văzut și în cazul domnului procuror general și multor, multor altor, haideți să ne amintim ce s-a întâmplat din august și până în ziua de astăzi, în lupta cu marea corupție și în lupta cu... Deci, un fâs. Nimic. Absolut nimic. Și asta continuă a fi politica. Atunci când nu poți furniza pâinii, vei furniza show-uri. Asta au învățat cei de la PAS, încă din zicalele din Străbun. În fine, noi ne facem datoria. Și vreau ultima pentru ziua de astăzi, că s-au tot acumulat săptămâna trecută foarte mult, să mă refer, este mințirea oamenilor cu privire la lemnele care spun că vor fi acordate familiilor care necesită ajutor. Este vorba despre 3 metri sterli de lemn care vor fi vândute la preț redus, până când prețul este dublu față de cel de anul trecut. Oamenii fac rezerve fără ca să apeleze la guvern în continuare. Poate mulți și-au dat seama că este... a logic să apelez la guvern. Oamenii înțeleg că nu este vorba de 3 cuburi, ci ceva în jumătate. În același context, Chișinău iarăși a fost scos din acest proces. Aici oamenii nu au nevoie de lemn, după părerea celor de la guvernare. În acest an, după cum ne spun vremurile bune, vor fi vremuri grele iarna și foarte mulți vor avea nevoie. Până în prezent, primăria Chișinău asigură sute de familii vulnerabile cu lemne, dar numărul cerilor, după estimările noastre, va crește, iar Chișinău nu prea are de unde oferi aceste lemne. Stocul și responsabil în această privință este statul. Ce a făcut guvernul data aceasta? A pus iarăși pe spatele primăriilor grijă față de oameni. Compensațiile la gaz și în acest an în Chișinău rămân 40% din factură pentru circa 20.000 de familii. Iar și banii sunt alocați din bugetul municipal. Atât pentru început, s-au acumulat mai multe probleme și am vrut să punctez mai multe din ele, pentru că toată lumea tace. Deci nu a mai avut asemenea societate civilă adormită. Apropo, societate civilă, unde sunteți? Unde sunt think tank-urile? Unde sunt cei de la anticorupție? Ce mai fac 40 de milionari de la PAS? Iată, mi-a venit un răspuns, iar și nu au ce căuta. Bine că caută pe ceilalți care au un apartament și nu le ies 100 de mii primare care trebuie să se răfuiască PAS-ul sau pe care trebuie să-i pună la punct. Primar, tot felul de șef de întreprindere, cu aniu subjugat. Deci asta cam se întâmplă. Dar la PAS câte 4 case, nici o dovadă.
Dar timpurile, vremurile bune se termină odată și odată. Și veți răspunde. Domnule Povodoi, care este situația cu privire la pregătirea instituțiilor educaționale către noua an școlar? Bună ziua, domnule primar general, bună ziua, stimați colegi. Cu referire la pregătirea instituțiilor către noua an școlar, vreau să vă informez următoarele. Conform alocărilor primăriei municipiului Chișinău, în acest an avem 169.450.000 lei pentru 195 de instituții. Lucrările au demarat încă în luna iunie, în dependență de programul de activitate al instituțiilor. Referitor la instituțiile de educație timpurie, 92 de instituții au fost sau urmează a fi finalizate lucrările de reparații. Suma alocată pentru instituțiile de educație timpurie a fost de 30.440.000 lei. La ziua de astăzi, din cele 92 de instituții, 54 de instituții deja lucrările sunt finisate, 29 de instituții sunt în proces de lucru. Restul instituțiilor urmează a fi inițiate lucrările, ținând cont de faptul că în perioada imediat următoare vor sista activitatea pentru un scurt timp. Referitor la instituțiile liceale, vreau să menționez faptul că în acest an beneficiază de reparații 51 de instituții liceale, suma alocată fiind de 37.820.000 lei. Referitor la procesul de reparații, vreau să menționez faptul că în 4 instituții lucrările sunt finalizate, 38 de instituții sunt în proces de lucru, celelalte instituții ori au modificat caietul de sarcini, ținând cont de prețurile noi la materialele de construcții, ori sunt în proces de contestare. În total, din cele 195 de instituții, în 69 lucrările au fost finalizate, în 102 lucrările sunt în proces de lucru, 8 instituții, contractele sunt semnate și urmează a fi inițiate lucrările de reparații. În rest, avem mai multe instituții care sunt în proces de contestare sau elaborarea caietului de sarcini. De asemenea, vreau să menționez faptul că la nivelul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a fost creat un grup de lucru care monitorizează calitatea procesului de reparații și urmează a fi și săptămânal sunt făcute rapoarte de către această comisie. La fel, lucrările de reparații sunt verificate de către direcțiile de sector, iar către 25 august urmează a fi finalizate toate lucrările de reparație, astfel încât procesul educațional la 1 septembrie să nu fie tergiversat în vreun oarecare fel. În cazul în care vor rămâne anumite lucrări de reparație, ele vor putea fi făcute în paralel cu procesul educațional. Ori acestea vor fi lucrări minime sau din economiile care sunt create ca urmare a procedurilor de achiziții. De asemenea, domn primar, vreau să vă informez cu referire la defrișarea sau curățarea arborilor uscați de pe teritoriul instituțiilor de învățământ. În colaborare cu Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, încă acum câteva săptămâni am făcut o inspecție a tuturor teritoriilor instituțiilor de învățământ și concomitent sunt curățiți arborii de pe teritoriile instituțiilor de învățământ în toate sectoarele. De asemenea, sunt defrișați copacii care afectează acoperișurile instituțiilor de învățământ, dar și sunt curățați arborii care prezintă pericol pentru viața și sănătatea copiilor. La fel, către 25 august sperăm că avem toate teritoriile curățate. Așa cum ați menționat, întrerile în instituțiile de învățământ, colegii de la Direcția Transport ne ajută ca să le pregătim sau să le înnoim trecerile de pietoni, astfel încât la 1 septembrie acestea să fie pregătite. Raport finalizat. Dacă sunt întrebări, vă răspund. Mersi, domn director. Rog în continuare colegii de la drumuri să se referă la situația. La zi. Domnul Mihalache, bună ziua, colegi.
Într-adevăr, după cum ați menționat, situația pe drumuri în municipiul Chișinău este una activă, mai bine zis. Mai mult ca atât, avem multiple șantiere care sunt în derulare și aceste șantiere creează unele incomodități. Într-adevăr, ne cerem scuze în cazul în care se confruntă șoferii cu neconformități sau incomoditățile în practic, dar ele sunt necesare. În caz contrar, nu vom avea posibilitate să beneficiem de drumuri calitative și condiții calitative de deplasare în municipiul Chișinău, care și este și capitala Republicii Moldova. Nu vreau să comunic că săptămâna precedentă am avut un volum sporit de lucrări pe strada 31 august, mai mult ca atât, nu doar sporit, și unele lucrări care au afectat foarte mult traficul, mă refer la lucrările asumate și desfășurate pe tronsonul strada Ciuflea. Aceste lucrări au fost demarate conform dispoziției, au fost solicitate și fiind în evaluare detaliată, inițial antreprenorul a solicitat câte 4 zile pentru fiecare direct de deplasare. Ulterior, la insistența și la implicarea agentului economic Nou Cost și a echipei acestea care execută lucrările pe acest tronson de stradă, au fost s-a reușit de a finaliza lucrările la moment în câte 3 zile pentru fiecare tronson, astfel practic 2 zile fiind scoase de pe municipiul Chișinău, de pe traficul în municipiul Chișinău, problemele de deplasare și în special conexiunile între sectoare. Să nu uităm că zona respectivă a străzii este una foarte importantă ca zonă de legătură a sectoarelor și pe direct de deplasare a transportului, inclusiv din afara orașului. Mulțumim inclusiv că s-au implicat poliția rutieră pentru a organiza circulația transportului, inclusiv cu implicarea în ceea ce ține de implementarea celor soluții pe moment care se identificau și au fost nemirocit asigurate în practic pentru a evita acele cozi imense de autoturisme pe viaduct și inclusiv în sectorul botanic. După cum s-a menționat, noi astăzi avem pozate de acum țava de 1400 care a fost necesară și pentru care a fost necesară să stare circulație. Este un compartiment din proiectul de reparație, de reconstrucție a străzii 31 august. Acest compartiment este unul strict necesar, în caz contrar nu puteau demara lucrările de amenajare și asfaltarea drumului nemijlocit de 31 august. Și mai mult ca atât, acest obiectiv este unul foarte important și pentru municipiul Chișinău, din simplu motiv că toate apele pluviale care se acumulează mai sus de strada 31 august, în mare parte se evacuează prin acest tronson de țavă pluvială, de canalizare pluvială, care permite evacuarea și asigurarea evacuării apelor pentru evitarea unor inundații și situații complicate în străzile care sunt mai sus de acest nod și de acest punct de evacuare a apelor pluviale. Nu în ultimul rând vreau să mai menționez că pe 31 august se execută lucrări pe câteva tronsoane, mă refer la Bodoni Maria Cibotar. Aici, pe acest tronson de stradă, de semne, este stată circulația transportului și se execută lucrări de către antreprenor. În acest tronson, la ora actuală, a fost luată decizia de suplinirea fundației cu încă 20 cm de piatră spartă și pe parcursul săptămânii vor fi finalizate lucrările de compactare și asigurarea portanței fundației pentru ulterioarele intervenții cu straturile care sunt necesare, inclusiv până la aplicarea stratului de uzură și deschiderea circulației pentru pietoni și pentru autoturisme. Căile pietonale de asemenea se execută. Acum către antreprenor au fost asigurate volumele necesare de pavaj tactil pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități. Aceste 3 străzi, în principiu, vor prevedea aplicarea pavajului tactil pe toată lungimea zonelor pietonale și anume pentru asigurarea condițiilor sigure de deplasare a persoanelor cu dizabilități. Vor fi examinate de asemenea și posibilitatea
întreprinderea tuturor măsurilor de crearea zonelor sigure, fără implicarea sau, în special, neadmiterea parcării în zona trotuarelor autoturismelor, prin amenajarea parcărilor longitudinale de-a lungul străzii, astfel ca aceste parcări să fie confortabile atât pentru cei care se parchează, dar și pentru persoanele care se află în trafic și se deplasează în momentul respectiv pe nemijlocit pe partea carosabilă. De asemenea, nu vor mai fi puncte de conflict între pietoni și autoturismele care se parchează în zona pietonală. În special vreau să menționez că și pe celelalte străzi, precum Alexandru cel Bun, Știghina, se lucrează la ora actuală, se desfășoară lucrări pe mai multe tronsoane de stradă. Aceste lucrări se execută activ de către antreprenori. Vor, în special dacă să ne referim la Alexandru cel Bun, acesta are un grad de progres de aproximativ 30-32%. Acest grad de progres ne permite să evaluăm că anul curent vom reuși să finalizăm lucrările pe această stradă. În partea de strada Tighina vreau să menționez că se lucrează de asemenea pe tronsoane, în special o parte din cele mai complicate și cele mai anevoioase lucrări sunt cele care se execută la canalizarea pluvială. Mă refer în tronsonul Ștefan cel Mare, 31 august. Aici antreprenorul execută lucrări de pozare a țevilor de canalizare pluvială și, în ultimul rând, acum ei au reușit să ajungă în zona pieței centrale pentru amenajarea trotuarelor și pregătirea ulterioară de intervenție pe zona carosabilă. În principiu, antreprenorii, atât Genesis cât și Nou Const, au finalizat lucrările de testare a tuturor elementelor de structură care au fost aplicate și în condițiile în care aceștia au primit acceptul de la direct și nemijlocit de la inginer. Ulterior, aceste lucrări vor fi desfășurate într-un tempo mult mai rapid și sperăm în mare măsură că vom avea un progres vizibil și ne vom încadra în termenii prevăzuți în contract. Mai mult ca atât, agenții economici vor depune tot efortul de a intra în perioada rece a anului cu un volum mai mic de lucrări și cu iermitizarea sau, bine zis, aplicarea straturilor de binder sau asfalt care vor permite conservarea atât a fundației cât și a elementelor de construcție finalizate pe parcursul anului curent, ca în anul viitor să fie posibil de executat lucrări fără a remedia acele lucrări care au suferit pe perioada rece a anului de îngheț sau alte elemente naturale. Paralel cu aceste lucrări, de către întreprinderea municipală Exdrup, au fost și execută lucrări și în continuare mă refer la strada Calea Ieșilor, unde a fost aplicat beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Aceste lucrări au fost executate în acel plan de acțiuni aprobat și, în special, mă refer cu ulterioară aplicare a stratului de stare sil, unde ne va permite să impermeabilizăm întreaga suprafață a străzii, fapt ce va asigura o sporire a perioadei de exploatare a străzii cu minimum 3-5 ani și obiectivul ăsta este unul foarte important atâta timp cât pe aceste străzi întreprinderile municipale și inclusiv contractate asigură executarea lucrărilor de întreținere curentă permanentă. În ultimul rând, de asemenea, vreau să menționez că se lucrează în volum sporit pe Bulevardul Renașterii, unde avem pregătiri masive cu trei echipe Exdrupo pentru amenajarea bordurilor, aplicarea, crezarea și amenajarea în stațiile de așteptare a zonelor sau a casetelor necesare pentru a fortifica aceste sectoare în exploatare și în special datorită faptului că avem circulația transportului greu, transportului public. În zonele respective se întreprind măsuri inclusiv de a asigura exploatarea conformă a subteranei din zona circului, în condițiile în care, după nenumărate intervenții,
și datorită faptului că erau fisuri pe partea carosabilă, apele pluviale se strecurau până în baza și, în ultimul rând, în acoperișul acestei treceri subterane care se află în această zonă. Odată cu aplicarea asfaltului, ne punem ca scop să scoatem aceste probleme de curgerea apelor pluviale pe structura subterane. În condițiile date, va fi posibil de păstrat acele lucrări executate de către preturi în remedierea sau în întreținerea nemijlocită acestor subterane care le avem practic tot orașul Chișinău în reparație sau reparate majoritatea din acestea. În ultimul rând, vreau să menționez că se lucrează intens și la pregătirile cu sistemul de canalizare pluvială. Săptămâna precedentă am avut câteva sectoare în municipiul Chișinău care au fost afectate de ploi abundente și în condiții respective de către grup au fost asigurată evacuarea deșeurilor care se acumulează pe aceste guri de captare și inclusiv s-a lucrat paralel în perioada bună a săptămânii, s-a lucrat la reparație și ridicările la cota a fântânilor de canalizare pluvială. S-a executat inclusiv lucrări și cei ce ține de amenajare și întreținerea indicatoarelor rutiere. În ultimul rând vreau să menționez că s-a inițiat campania de aplicare a marcajului rutier, în special la trecerile pietonale în zonele instituțiilor de învățământ, atât școlare, preșcolare și instituții superioare. În condițiile date, atât săptămâna curentă și săptămâna viitoare, practic până la începerea anului școlar, vor fi aplicat marcajul pentru treceri pietonale către toate instituțiile de învățământ și în condițiile respective vom crea acele condiții minime necesare pentru siguranța deplasării copiilor către instituțiile de învățământ unde aceștia își petrec studiile. În condițiile date, vreau să menționez, săptămâna precedentă au fost executate aproximativ 1600 de metri pătrați de marcaj transversal, mă refer în nemijlocit la cele treceri pietonale care sunt amenajate cu prioritate în această lună. De asemenea, vreau să menționez că se execută de lucrări de întreținere și modernizare a sistemului de iluminat stradal. Au fost reparate și schimbate 103 corpuri de iluminat pe municipiul Chișinău. Se lucrează intens la acele obiective stabilite în planul de acțiune ale companiei Lumtech. Mă refer la proiectul pe strada Ceucar, strada Maria Dragan, grădina botanică. De asemenea, se lucrează și astăzi, avem pozate și instalate în rețeaua de iluminat public stradal 125 de blocuri de control noi, care vor permite controlul de la distanță. Avem peste 75 din acestea de acum sunt posibile de a fi controlate de la distanță, de la pupitru de control care a fost constituit sau care a fost modernizat și acesta în cadrul întreprinderii municipale Lumtie. Se va continua în săptămâna curentă lucrări de dezvoltare a iluminatului pe tronsoanele Grădina Botanică, Maria Dragan, Ciusev și urmează să interveni pentru dezvoltarea iluminatului stradal pe strada 31 August, elementele care sunt în subordine municipiului Chișinău, mă refer elementele care nu au fost finalizate și modernizate anterior. Acum suntem la excludere sau mai bine înlăturarea tuturor acelor compartimente de iluminat stradal, inclusiv sisteme de control de la distanță care urmau să fie finalizate până la ora actuală. Ele acum sunt cu acțiunile și cu măsurile executate de către Lumtech finalizate pentru a evita careva rețineri din partea antreprenorului care execută lucrări de reparație capitală acestor străzi. În rest, domn primar, avem inclusiv obiective majore care urmează a fi demarate ca proceduri de achiziții, atât obiective importante, atât pentru municipiul Chișinău, cât consider că și pentru întreaga țară, dar de asemenea dezvoltăm și lucrăm asupra promovării și dezvoltării sistemului de parcare
și parcaje în municipiul Chișinău, mă refer la parterele de acumulare. La ora actuală suntem în lucru cu Chișinău Proiect la definitivarea proiectelor a trei parteri de acumulare. Mă refer la parcarea din zona Durlești, calea Orheiului și inclusiv în sectorul Ciocana, a unor parteri de acumulare masive care vor fi amenajate odată cu finalizarea proiectului și prezentarea deviziilor, asupra cărora la moment se lucrează. De asemenea, și alte proiecte sunt, acestea vor urma atâta timp cât, conform priorităților agreate cu Chișinău Proiect, acestea sunt în executare și sunt o prioritizare în planul de acțiune acestei instituții. Plan finalizat, domnul primar. Mulțumesc mult, domnul director. Doamna Bugă, vă rog frumos, referitor la situația din asistența socială și domeniul sănătății. Bună dimineața, stimate domnule primar, stimați colegi. Dacă este să ne referim la situația cu COVID, în municipiul Chișinău vă aducem la cunoștință că în ultimele săptămâni se atestă o dinamică de creștere a morbidității prin infecția COVID. Tulpina dominantă este Omicronul. În săptămâna trecută, în Chișinău au fost înregistrate 3717 cazuri de coronavirus, cu 1040 de cazuri mai multe decât în săptămâna precedentă. Și au fost înregistrate 7 decesuri. Decesurile au fost cauzate de patologii cronice aferente. Incidența săptămânală pe municipiul Chișinău a constituit 477,2 cazuri la 100.000 populație. Se atestă sporirea morbidității prin infecția COVID în suburbiile municipiului Chișinău și aici mă refer anume la Tohatin, Bubuieci, Ghidighici, Durlești, Cricova, Grătiești, Stăuceni, Băcioi, Codru, Ciorescu, Condrița și Sângera. Totodată, în alte suburbii ca Vadului Vodă, Vatra, Cruzești și Trușeni, se raportează o diminuare a morbidității prin COVID. Majoritatea adulților depistați cu COVID sunt tratați la domiciliu, sub monitorizarea asistenței medicale primare și a medicului de familie. În spitalele municipale, la zi, sunt internați 358 pacienți confirmați cu infecția COVID. În stare gravă avem 61 de pacienți. Dacă este să ne referim la capacitatea instituțiilor municipale de spitalizare a pacienților infectați cu COVID, vă comunicăm că municipalitatea este pregătită, la moment fiind disponibile 440 de paturi. Spitalul de ftiziopneumologie are 110 paturi, similar are și Spitalul Gheorghe Palade. La Maternitatea Municipală 2 avem 55 de paturi, la Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase pentru Copii avem 100 paturi și la Spitalul de Copii Ignatencu avem 65 de paturi. În continuare, presiunea cea mai mare este pe spitalizarea copiilor cu forme ușoare și medii de COVID-19. Circa 50% de copii spitalizați cu COVID sunt din Republica Moldova. Spitalele municipale sunt pe deplin asigurate cu medicamente, preparate antivirale, produse farmaceutice și echipamente de protecție. În toate instituțiile medicale este asigurat triajul și testarea gratuită la COVID. În ceea ce privește vaccinarea, vă informăm că la moment acoperirea vaccinală în municipiul Chișinău în cazul COVID constituie circa 51%. Cu doza booster au fost vaccinați la moment doar 25%. În continuare, punem accentul pe vaccinarea anti-COVID, deoarece majoritatea absolută a adulților internați sunt persoane nevaccinate. Vaccinarea este disponibilă în toate instituțiile de asistență medicală primară. Totodată, vă aducem la cunoștință că pe parcursul săptămânii trecute
la spitalele clinice municipale, în cadrul unității primiri urgente, au fost raportate 2154 adresări, iar la 1265 pacienți au fost internați cu 262 cazuri de maladii infecțioase și intoxicații, 155 cazuri de boli diareice acute, 17 cazuri de toxicoinfecții alimentare. De asemenea, au fost înregistrate 4 cazuri de tuberculoză, dintre care la un copil instituționalizat. 3 bolnavi au fost spitalizați, altul primește tratament ambulator. Domnule primar, am să-mi finalizez raportul pe domeniul de sănătate cu reiterarea prevederilor hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău privind obligativitatea portului măștilor de protecție în toate instituțiile medicale. Totodată, măștile de protecție sunt recomandate ca măsuri individuale de protecție în transport public și în spațiile publice închise. În continuare, voi raporta activitatea în linii generale desfășurată pe celălalt domeniu de gestiune, asistența socială. Și să încep cu asistența din partea primăriei municipiului Chișinău pentru persoanele refugiate din Ucraina. La moment, rămâne operațional și funcțional doar centrul de plasament de la Patria Lukoil, unde în mediu sunt prestate servicii de cazare pentru circa 100 persoane. Sunt pregătite și alte spații de cazare la necesitate pentru activare. Tuturor refugiaților le este asigurată asistența de sprijin și suport prin servicii multifuncționale. Tuturor persoanelor la cazare le este efectuat testul la COVID-19. Asistența pentru persoanele refugiate este asigurată în regim non-stop de circa 70 lucrători social, asistent social, din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, inclusiv activitatea logistică de distribuire a pachetelor alimentare și igienice, a acelorui suport de asistență umanitară. De la începutul activității, depozitul deschis la centrul Patria Lukoil a distribuit 33.274 colete cu produse alimentare și produse igienice. Doar în săptămâna trecută au fost asistate prin suport asistență umanitară cu produse 1.341 persoane refugiate. Produsele alimentare și produsele igienice în linii generale sunt livrate la depozit de către agenții locali și unii parteneri din străinătate a primăriei municipiului Chișinău, fapt pe care le mulțumim foarte mult. Tot aici reamintesc de suportul indispensabil în gestionarea problemelor refugiaților oferit de orașul Mannheim, Germania, orașul înfrățit cu Chișinău, care în săptămâna trecută ne-a oferit cel de-al treilea lot de ajutor umanitar, un ajutor umanitar sub formă de produse igienice în valoare de circa 69.000 de euro. Stimate domnule primar, stimați colegi, stimați locuitori, vreau să accentuez faptul că toată activitatea desfășurată în cadrul centrului de plasament Patria Lukoil și mai bine zis anume în cadrul depozitului deschis în acest centru, este realizat doar cu suportul agenților locali și partenerii din străinătate. Până la momentul de față, din partea guvernului, am avut doar un singur lot de asistență umanitară. În linii generale, ne descurcăm pe cont propriu, cum s-ar spune. O altă activitate importantă și, de fapt, aș spune cea de bază, totuși rămâne realizarea măsurilor de asistență socială destinată sprijinirii locuitorilor Chișinăului. Astfel, în perioada de referință, prin intermediul direcțiilor teritoriale de asistență socială, a fost asigurat accesul deplin și nemijlocit a cetățenilor la măsurile de asistență socială. Inclusiv, au fost asigurate intervenții la domiciliu beneficiarilor
în jur de 3861 de intervenții, un număr foarte mare prin care angajații din domeniul social se implică zilnic în activitatea de bază. Vreau să accentuez aici că ceea ce facem noi la Centrul de Plasament Lukoil este o muncă de voluntariat, o muncă suplimentară. De asemenea, structurile de asistență socială se implică activ și prin susținerea locuitorilor, prin acordarea ajutoarelor materiale. În săptămâna trecută a fost desfășurată ședința Comisiei Municipale pentru stabilirea și acordarea ajutorului material, în cadrul căreia au fost aprobate decizii privind susținerea financiară a 116 persoane, familii vulnerabile. În sensul dat, din bugetul municipal au fost alocate 180.000 de lei. De acest ajutor material vor beneficia donatorii de sânge, copiii rămași fără o ocrutire părintească plasați în serviciu de asistență parentală profesionistă. De asemenea, de susținerea financiară vor beneficia și 32 asistenți parentali profesioniști din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului și, în ultimul rând, 5 persoane cu venituri foarte mici care suferă de boli grave și care necesită o susținere din partea primăriei pentru acoperirea cheltuielilor pentru tratamentele chirurgicale costisitoare. Tot în contextul ajutoarelor materiale, vreau să vă aduc la cunoștință că la data de 2 august, direcția a înaintat spre plată prima tranșă a ajutoarelor materiale, mărime de 700 de lei, pentru pregătirea a 6.423 elevi către noul an școlar 2022-2023, din totalul de 8.000 elevi care urmează a fi școlarizați în cadrul programului municipal inițiat de Primăria Municipiului Chișinău. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că în săptămâna trecută structurile de asistență socială au asigurat distribuirea pachetelor cu produse alimentare în schimbul prânzurilor calde pentru 1200 persoane vulnerabile aflate în evidența acestora. Distribuirea a avut loc în locații special amenajate, iar în cazul persoanelor care din motive de sănătate nu se pot deplasa, aceste pachete au fost distribuite direct de către angajații noștri, direct la domiciliu acestor persoane. În ultimul rând, vreau să vă informez că pe lângă aceste activități, continuăm să asigurăm și prezența echipei mobile, constituite din angajații din domeniul social și domeniul medical, la evenimentul cultural-artistic, dialog cultural între generații, desfășurat în fiecare weekend în grădina publică Ștefan cel Mare. Este un proiect binevenit, un proiect frumos la care invităm toți cetățenii. Raport finalizat, mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă director, și vreau să mulțumesc încă o dată echipei întregi ai direcției, colegilor dumneavoastră, colegilor noștri, atât de la sănătate cât și la asistență socială. Este o muncă enormă depusă în această perioadă și cred că merită toată aprecierea. Doamna director de la Spații Verzi, vă rog să ne spuneți cum stăm cu ambrozia, calvarul pentru persoanele care sunt alergice a început. Vreau, dacă cunoașteți eventual și pe dimensiunea competențelor precedente, ce se face în raioanele din preajmă, pentru că dacă în Chișinău se intervine, care este intervenția la nivel central, care este intervenția la nivel de raioane, pentru că din ceea ce am văzut, noi putem să curățăm foarte mult aici pe teritoriul municipiului Chișinău și la 20 de kilometri sunt lanuri întregi ambrozi. Asta nu înseamnă că noi nu avem de muncit, avem de muncit foarte mult pe zonele noastre, inclusiv pe sancționarea în această prevință a celor care se fac responsabili că această plantă crește fie pe domeniul privat sau public. Vă rog foarte mult, doamne.
Bună ziua, stimați colegi, stimați domnule primar general. Deci, foarte succint, mă voi referi la activitatea întreprinderii municipale la capitolul combaterea și prevenirea răspândirii burienii respective ambrozia. Deci vreau să vă spun că noi permanent ținem la control această plantă. Știm foarte bine potențialul ei, care este o plantă foarte care se adaptează ușor la condițiile de mediu, rezistă foarte bine la secetă și practic nu are nevoie de irigare. Deci în săptămâna trecută au fost combătute prin aplicarea metodelor tehnice în trei sectoare, Rășcani, Botanica, Buiucani, pe o suprafață totală de 0,3 și 0,9 hectare. Deci, sigur că cunoaștem foarte bine că în afara municipiului sunt, într-adevăr, lanuri întregi de terenuri abandonate, unde aceasta crește, se mulțește și cu ajutorul vântului se propagă foarte bine. De asemenea, sunt suprafețe care sunt deci, prezente pe marginea drumului, la liziera pădurilor, deși este un program național și agenția ANSA ar trebui, deci o ține într-un fel la control, vedem că nu este atât de eficientă. Aceste măsuri nu sunt atât de eficiente și ar trebui să intervenim prompt. În limita competențelor, ținem întrebarea la control și ne stăruim ca să nu dăm voie la această plantă care provoacă alergii foarte serioase și mai mult decât atât are o decorativitate scăzută ca să nu permitem răspândirea ei pe suprafețe mari. În continuare, vreau să raportez cu privire la lucrările silvotehnice efectuate în perioada 1-4 august. Deci, per total au fost efectuate 367 intervenții, respectiv pe sectoare, sectorul Ciocana 62, sectorul Centru 74, sectorul Rușcan 58, sectorul Botanica 90, sectorul Buiucan 66, la fel. Serviciul lichidare avariere a fost antrenat în 17 cazuri în toate sectoarele capitalei. Pentru săptămâna curentă sunt planificate 303 intervenții, inclusiv Botanica 60, Buiucani 24, Ciocana 71, Centru 93, Rășcani 55. La fel, un obiectiv important este în continuare, deci colaborarea într-o asigurare a implementării cu succes a proiectelor municipale care sunt în desfășurare, efectuarea acelor proiecte dendrologice și deci pregătirea pentru campania de plantare din toamnă. Raport finalizat. Mulțumim pentru atenție. Domn director, mersi foarte mult. Eu vă rog să faceți un demers la nivel central pe care să solicitați informație, inclusiv în numele meu personal, care sunt acțiunile pe care le întreprinde guvernul, în special în preajma raioanelor adiacente Chișinău. Referitor la ambrozie. Referitor la ambrozie. Că, din ceea ce cunosc pentru anii precedenți, banii pentru Fondul Ecologic Național erau rezervați doar pentru campanii de informare. Noi putem să facem foarte multe campanii de informare, dar oamenii să ajungă în stări critice, iar uneori chiar necesare pentru intervenții medicale. Și împreună cu doamna Buga, poate faceți un bucret pe de parte, așa cum am planificat, unde se pot adresa la instituțiile medicale, cei care au probleme, iar pe cealaltă parte, așa cum am făcut pe facturi, sancționările eventuale, adică scurte informații despre ambrozie și sancțiunile care urmează a fi în cazul în care planta este pe teritoriu și nu există acțiune. Nu contează că teritoriul privat sau public. Rog până miercuri, joi, să-mi prezentați o schiță de buclet în acest sens.
Pe o foaie A4 pe care le distribuim așa cum distribuim alte informații prin intermediul transportului public. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna voluntar sau cineva de la Direcția Culturii, după ordinea publică și după apă canal, subțin dacă este posibil despre zilele Chișinăului la Botoșani. E cineva de la Cultură? Colegi? Ok. Dacă este posibil, secretariatul să-i caute pe cei de la Cultură să ne raporteze. Colegii de la Poliție, dacă este posibil să subțin despre ordinea publică în municipiul Chișinău pentru săptămâna trecută. Domnul primar general, bună ziua, stimați conducători. Vă aduc la cunoștință situația operativă în municipiul Chișinău pe parcursul unei săptămâni. Deci, au fost înregistrate 1696 de apeluri de urgență preluate de către poliție, dintre care preponderent apelurile au provenit în perioada zilei 737 și 959 de apeluri de urgență au fost pe perioada nocturnă. Din număr total de apeluri de urgență, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 208 infracțiuni, dintre care au fost stabiliți autorii în 137 de cazuri. Tradițional predomină infracțiunile patrimoniale, îndeosebi pungășiile, furturile din apartamente, furturile de telefonie mobilă și altele. La capitolul practici contravenționale, stimați conducători și domnul primar general, avem înregistrat 1111 procese contravenționale documentate pe diferite contravenții, dintre care au fost stabilite 720.000 lei amendă pentru aceste contravenții. Cu referire la situația evenimente publice în municipiul Chișinău, parcurs săptămânii precedente, de către Direcția Poliției și subziunile subordonate al Ministerului de Interne, au fost asigurate ordine publică la 45 de evenimente, dintre care 35 evenimente social-politice, cultural-distractive, 6 evenimente și 4 evenimente sportive. Cu referire la situația accidentare în municipiul Chișinău, au fost înregistrate 224 informații despre accidente, iar în 13 cazuri accidente rutiere s-au soldat cu 15 persoane traumatizate. Și 11 accidente rutiere s-au soldat cu paguri materiale. Domnul primar general, scurt raport finisat, la finele raportului aș vrea să vă aduc la cunoștință următoarele, deci prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției, activitatea mea, deci detașarea care a avut loc la Direcția de Poliție a fost stată, fiind numit în continuare pentru a executa atribuțiile de șef adjunct al Direcției Poliției, domnul Tudor Borș. Eu mă reîntorc la Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru a-mi desfășura activitatea în continuare. Vreau să aduc mulțumiri pe tuturor conducătorilor și tuturor șefilor care au colaborat și au cooperat în activitățile de asigurare și menținere ordinii publice în municipiul Chișinău, în activități de sporire a siguranței cetățenilor și sper în continuare că activitatea cotidiană și activitatea de cooperare va fi ca și cea precedentă. Vă mulțumesc încă o dată, baftă tuturor! În gros și noi vă mulțumim foarte mult pentru cooperare. Am avut în acest context și în această perioadă comunicare destul de bună. Sper ca această comunicare să fie în continuare cu domnul Borș. Poliția este o entitate foarte importantă în activitatea de zi cu zi a primăriei municipiului Chișinău, a capitalei în general. Ideal ar fi fost, sigur, ca să avem poliția municipală la primăria municipiului Chișinău, așa cum sunt la multe alte primării. Dar, în acest context, repet, vreau să mulțumesc pentru cooperare și lucruri pe care le-am făcut împreună. Apă canal, dacă este posibil,
Cine poate raporta succint de situația legată de stația de epurare de multe alte detalii? Bună ziua, stimate domnule primar general, stimați colegi. Deci, la moment, la stația de epurare au loc lucrări la clădirea de pretratare, la decantoarele secundare și respectiv lucrări la rețele. Stația de epurare activează în regim normal. Zilnic, specialiștii APC Canal Chișinău întreprind și merg în teritoriu cu acele controle pentru a identifica operatorii economici care admit deversări ale apelor uzate supraîncărcate. Săptămâna trecută am purtat discuție, am invitat la o ședință deschisă operatorii economici din sfera vinicolă pentru a atenționa odată cu începutul sezonului, ca să nu admită acele deversări a apelor supraîncărcate, că ulterior vom interveni cu acele plăți suplimentare și în cazul în care vom înainta prescripții și nu se vor conforma acelor măsuri de remediere, vom procede la deconectarea operatorilor economici, astfel cum prescrie legislația în vigoare. La fel, săptămâna trecută am avut o ședință cu Ministerul Mediului în care am abordat subiectul apelor uzate supraîncărcate și am solicitat Ministerul Mediului ca să intervină cu posibile modificări în legislația în vigoare care prescrie că în cazul în care APC Canal, urmarea acelor controle, constată că operatorii economici admit deversări ale apelor uzate care depășesc concentrațiile maxime admisibile, suntem obligați să deconectăm operatorii economici. Noi suntem conștienți că această prevedere, da, ea există și noi trebuie să o respectăm. Însă a deconecta astăzi un operator economic din acea de canalizare sau de la apeduct, practic este imposibil, deoarece pe de o parte APC Canal va rata acele venituri la buget, iar operatorii economici vor fi puși în situația ca să-și sisteze procesul de producere, respectiv, dacă este să vorbim de careva operatori economici, cum ar fi Franțeluța, acest fapt sau alți operatori economici, această măsură, practic, este imposibil de pus în aplicare. Și respectiv, ca povara de conectării operatorilor economici să nu fie pusă doar pe seama operatorului, noi am intervenit către Ministerul Mediului să identifice acele măsuri, pârghii de modificare sau de intervenție în cadrul legal, ca noi să putem să intervenim însă cu niște măsuri care sunt reale. Totodată vreau să zic că în proces de lucru, APC Canal a inițiat inventarierea fizică a locului de consum. Deja pe parcursul a două săptămâni, specialiștii APC Canal ies în teritoriu pentru a inspecta nu doar documental, dar fizic acele locuri de consum, pentru a vedea dacă sunt încheiate contracte, dacă sunt instalate apometrile, dacă contractele sunt înregistrate pe persoane fizice sau juridice. Această informație este utilă și necesară în condițiile în care până la finele anului, în cadrul domn director, să întrerup ceva. Să avem o informație veridică despre potențialii consumatori de apă și canalizare. Vreau să informez că la moment la fel se lucrează la instituirea unui serviciu auxiliar de eliberare a avizului branșare-racordare. Dacă până la moment consumatorul depunea cererea și ulterior mergea în toate instanțele de sine stătător, singur elabora proiectul, singur obținea toate avizele și permisele de la primărie, vreau să zic că am luat decizia, pe de o parte, pentru a exclude factorul corupțional, iar în viața consumatorului, consumatorul se apropie la ghișeul unic, achită o taxă, prezintă cererea și actul de identitate, în rest de tot procesul se ocupă APC Canal. Desigur, în cadrul unui termen prestabilit. Deci, cred că în termen de o lună ne propunem ca acest serviciu să fie pus pe roate. La fel, vreau să vă informez că la
la centralele termice pe care le avem în gestiune, în condițiile în care există riscul, posibilul risc ca iarna să fie asistată livrarea cu gaze, este necesar ca să informăm Comisia Situații Excepționale despre faptul că centralele termice, sectorul Codru, aeroport și Costiujeni nu dispun de arzătoare combinate ca să putem trece de la consumul de gaze la consum de combustibil. Mai mult decât atât, cazane pe păcură noi nu avem. De asta este necesar de a identifica mijloace financiare suplimentare pentru a iniția achiziția acelor arzătoare combinate în cazul în care, nu dă Doamne, va fi asistat acea livrare de gaze, noi să putem să asigurăm cele trei sectoare pe care le-am menționat cu, prin intermediul unei surse alternative. La fel, suntem încadrați într-un grup de lucru instituit la nivel de ANRE. APA Canal a venit cu un șir de propuneri pe marginea modificării metodologiei de calculare a tarifului. Așteptăm ca ANRE să țină cont de acele propuneri pe care noi le-am înaintat și respectiv să putem să intervenim ulterior cu o solicitare, dacă va fi cazul, pe marginea aprobării tarifului. Raport finalizat, pe scurt, mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul director, vă rog să monitorizați tot ce ține de stația de epurare, în special pe zona de risc din Rosorit. Domnul primar general, dacă îmi permit, s-am uitat să menționez un moment. La finele săptămânii trecute, noi am discutat cu un potențial investitor. Deci, operatorul economic este gata să investească în construcția unei linii de prelucrare a nămolului 100%, care va fi transformat în fertilizant. Deci, din partea APA Canal nu este nevoie de nicio investiție. Ca termen de implementare acestei linii pe parcursul unui an de zile, operatorul economic astăzi trebuie să vină într-o ședință de lucru ca noi să discutăm toate aspectele tehnice și respectiv în cazul în care va fi agreată și ajungem la un întorc comun, vreau să zic că pe o perioadă, prin intermediul acestei linii de tratare a nămolului, va fi identificată soluția de utilizare 100% a nămolului pe care îl depozităm la stația de epurare. Pe parcurs vă informăm și vă ținem la curent cu această linie de tratare a nămolului. Mulțumesc! Perfect! Ar fi extraordinar dacă am putea găsi o soluție, inclusiv în cadrul discuțiilor pe care le purtăm pentru forul economic, planificat pentru data de 30 septembrie, 1 octombrie, anul curent. Ziceam, avem peste 60 de profiluri investiționale, vedeți și partea componentă juridică, dacă se încadrează cu proceduri mai simplificate, ca să nu avem drăgânarea acestor procese foarte mult timp. Doamna director volontier, dacă sunteți, vă rog, succint despre zilele Chișinăului la Botoșani și următoarele două, trei la Vaslui, Suceava și Neamț. Dar foarte, foarte succint, că avem deja o ședință planificată cu direcția arhitectură și direcția transport. Bună dimineața, domnul primar, bună dimineața, stimați colegi. Dacă sunt auzită. Da, vă auzim. Dacă este posibil, un pic mai aproape de microfon. Deci, în perioada 5-7 august, Primăria Municipiului Chișinău a desfășurat de comun cu Consiliul Județean Botoșani, a desfășurat Zilele Culturii Tradiționale și Zilele Chișinăului la Botoșani. Ne-am deplasat în data de 5 și evenimentele au fost lansate în data de 5 cu lansarea cărții Chișinău de altă dată în sala de conferință Eminescu din Botoșani. Cartea a fost prezentată de către domnul profesor Alexandru Cordoneanu. În aceeași zi a fost amplasată expoziția artiștilor plastici în Centrul Național de Cercetare Mihai Eminescu, Ipotești. Au fost expuși 6 artiști plastici din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, iar lansarea, vernisarea acestei expoziții s-a produs în data de 6 august.
La lansare au fost prezenți atât artiștii profesioniști din Botoșani, din România, cât și din Republica Moldova, vizitatori ocazionali, dar și personalități care au ținut cu tot în adinsul să fie prezenți la această expoziție. Iar în data de 7 am prezentat un spectacol amplu cu participarea ansamblului etnofolcloric Românița, conducător Mihai Seminică, un program timp de o oră de vreme care a fost prezentat, dar și apreciat de publicul din Botoșani. Ne-au fost expuse punctele de vedere că întotdeauna prezentăm material foarte și foarte calitativ. Și la finele acestor zile a fost prezentat programul de către formația Alex Calancea Band, programul Lupilu Calancea, care au finalizat aceste zile ale Chișinăului în Botoșani. Publicul a primit excepțional de frumos programele prezentate de către noi. A fost manifestată deschiderea de către Consiliul Județean de a stabili chiar din anul curent și pentru anul viitor aceste zile pentru a le desfășura în comun, pentru că a fost o primă experiență pentru autoritățile din Botoșani și a fost salutată această frumoasă inițiativă. Ca să mă refer la următoarele zile ale Chișinăului, le vom petrece în Vaslui, în perioada 13-15 august. La fel vom merge cu expoziția artiștilor plastici din Uniunea Artiștilor Plastici, cu o expoziție a Portului Popular și va fi lansată cartea maestrului Eugen Doga, Viața mea așa cum a fost să fie, și vom prezenta spectacol cu ansamblul etnofolcloric Crenguțe de Iederă, în frunte cu artista poporului, doamna Maria Iliuț. Acest eveniment se pliază exact cu zilele Vasluiului. În cadrul acestor zile va mai fi și spectacolul maestrului Eugen Doga, pregătit de către Consiliul Județean, fiind maestru fiind cetățean de onoare a Vasluiului. Și tot în aceste zile ale Vasluiului participă formația Zdup și Zdop și frații Advahov. Iată, acesta este programul preconizat pentru Vaslui. Și din 18 până în 21 august suntem invitați la Suceava în cadrul proiectului Bucovina îmbrățișează Basarabia. La fel vom merge, utilizăm această opțiune de a crea platforme pentru meșterii populari ca să-și realizeze produsele, așa încât 7 meșteri populari din Chișinău și încă 21 de meșteri populari de Republică vor merge la acest eveniment. Timp de 4 zile vor expune produsele, iar pe final de program, în cetatea Suceava, vom prezenta spectacolul din creația maestrului Eugen Doga, dar și spectacol folcloric. Protagoniștii acestor spectacol va fi Orchestra Municipală de Muzică Populară a fraților Advahov, formația Brio Sonores, cunoscuta interpretă Natalia Tanaseciuc, onorata doamnă Zinaida Julia. Acestea sunt preconizate pentru zilele la Suceava și în prima săptămână a lunii septembrie, începând cu data de 2 până în data de 4 septembrie, în Piatra Neamț vor avea loc zilele Chișinăului la Piatra Neamț. Mergem cu un program amplu. Este o fuziune dintre muzica populară și muzica clasică. Prezintă Orchestra Fraților Advahov și Orchestra de Muzică Populară, Orchestra de Cameră, mă iertați, Camerata Chișinău. Două programe, una în Piatra Neamț și celălalt în Cetatea Neamț, cu creația maestrului Doga, cu creații contemporane. La fel vor fi prezenți și formația Brio Sonoris, Natalia Tanaseciuc și alți artiști care urmează să dea acceptul și să manifeste disponibilitatea în funcție de programul acestora, pentru că sunt artiști în Viena și urmează să primim acest accept.
așa pe succint zilele Chișinăului în România. Mulțumesc mult, doamnă director, și vă rog, deja, așa cum am discutat cât timp cât ați fost în deplasare la Botoșani, ca să planificăm de pe acum evenimentele din anul viitor, ca să putem asigura și interpreții să fie disponibili și notatele. Și vă rog, până la sfârșitul săptămânii, doamnă director, să-mi prezentați un raport la ceea ce am discutat noi în iunie, atunci când am avut ședință în cinta direcției, începând de la aspectele de infrastructură și finalizând cu regulamentul deja aprobat, pe cine când angajăm. Deci, absolut toate detaliile. Vă rog frumos. Da? A fost o listă care am agreat noi cu dumneavoastră, aștept până la sfârșitul săptămânii și probabil pe joi ar fi bine să ne vedem cu acest raport. Bine, recepționăm. Mersi foarte mult, domnul Talmaci, luați la evidență, vă rog. Domnul Talmaci, în această privință, vă rog foarte mult să veniți cu un raport amplu împreună cu colegii de la domnul Angel și cu ceilalți referitor la eu.chisinau.media și acest raport îmi trebuie să fie până miercuri pe masă. Inclusiv cu acele solicitări care sunt pe rețele de socializare și multe altele. Domnul Talmaci, sunteți? Concediu. Domnul Talmaci trebuia să revină din concediu deja. O să fie în concediu cum pe data de 7, așa am înțeles. Deci, transmiteți secretariatului că am nevoie de acest raport până în iacuri. Mi-a înțeles? Domnul Tudor. Da, dacă vă za nivo? Mi-e za nivo. Ok. Mersi, o săptămână cât mai reușită tuturor. Da, de final, doamnă director de la Spații Verzi, pentru că am văzut mai multe reportaje în media referitor la calitatea proastă a lacurilor din capitala țării. S-a făcut referință la lacul de la Vatra. Eu știu că s-a desfășurat acum campionatul european la juniori la triatlon, în premieră pentru Republica Moldova și aici vreau să mulțumesc celor de la Sporter, Federației Naționale de Triatlon, Federației Europene de Triatlon. Sâmbătă și duminică în parcul la Izvor a fost organizat acest campionat cu participarea a 104 de sportivi și reprezentând multe, multe țări, s-au luat probele de apă și eu știu că acele probe de apă, cel puțin colegii noștri de la Federația Europeană au rămas foarte surprinși de calitatea bună a apei. Eu vă rog foarte mult, doamnă director, împreună cu colegii responsabili de la Tate, vedeți cu CSP-ul, ce putem face în acest sens ca să arătăm unde și ce fel de calitate avem, să recomandăm locuitorilor municipiului Chișinău și totodată și întreținerea propriu zis a plajelor, cel puțin în sezonul estival. Ieri am atenționat domnul prietor de la Buicani, domnul Burdiumov, e luna august, pe plajă nu am văzut niciun coș de gunoi și asta este foarte, foarte rău. Vă rog să rezolvați această întrebare. Dacă este posibil temporar, știu că există atribuit contractul deja pentru etapa 2 de modernizare a parcului la Izvor, dacă este posibil temporar să fie 2-3 instalații de duș cu oamenii, solicit acest lucru. Și temporar, temporar, așa și scrieți, până se reabilitează, să fie cumva cabine pentru schimbat. Acest lucru este posibil.
Și domnul Ciornei, așa cum ziceam, domn director de la Regie Transport Electric, o să repartizăm 20 de buclete și o să vă rugăm pe dumneavoastră să le scoateți din acele boxe informaționale pe care le-ați pregătit pentru Regie Transport Electric, pentru trolibus. O să facem un life hack sau un challenge, să vedem în cât timp le scoateți. O săptămână reușită tuturor. La revedere. Mulțumim. Mulțumim.